Slătinenii au avut posibilitatea în acest weekend de a se distra practicând diverse jocuri sportive. Cei care au profitat din plin de această șansă au fost copiii. Cu toții au făcut mișcare și în același timp s-au distrat. Ce se pare evenimentul? Foarte frumos și foarte distractiv. Trebuie să câștigi vreun premiu? Eu cred că da. Ce ai venit astăzi aici? Cu domn profesor și cu echipa. Și cum te descurci? Poprenea foarte bine. Ce joci? Atacant. Fotbal. Place basketul? Foarte mult. Crezi că o să câștigi vreun premiu? Nu știu, poate. Particip ca să te distrezi sau vrei să câștigi un premiu? În acest weekend pe Esplanada a avut loc în premieră Festivalul Bucurie în Mișcare, inițiat cu 7 ani în urmă de o fundație clujană. Pentru buna desfășurare a acțiunii, organizatorii au avut și sprijinul municipalității. Este vorba despre Festivalul Bucurie în Mișcare. Este al 7-lea an în care se organizează acest festival. Este organizat de Fundația Elever din Cluj-Napoca. Iar sponsorul principal este Kaufland România. Alți sponsor local. De asemenea, ne sprijinesc în acest subiect. Și este vorba despre un eveniment sportiv. Este un eveniment pentru toată familia, Primăria Slatina continuă să sprijine sportul și tot ce înseamnă mișcare, de aceea noi ne aflăm astăzi aici. Am întâmpinat cu deschidere și deschidere fiecare propunere pe care o primim în organizarea unor asemenea activități, de aceea ne aflăm, cum spuneam, astăzi aici. Aprobările nu au fost o problemă pentru noi când am auzit că partenerii noștri pot să organizeze timp de 2 zile, deci nu chiar întreg o asemenea activitate sportivă. În cele 2 zile ale evenimentului desfășurat la Slatina, iubitorii de mișcare au avut de ales între diverse activități sportive. Oferta organizatorilor a fost una variată și inedită pentru mulți dintre cei mai tineri locuitori ai municipiului. După cum ați văzut, avem teren de fotbal, avem fotbal target, avem coș de basket, avem tir cu la țintă, fără săgeți și cu săgeți cu ventuză, mai ales prin faptul că la noi n-a fost așa ceva și ați văzut că acolo e toată aglomerația acolo. Avem tenis de masă, avem o școală de tenis de masă foarte bună, badminton, o să fie niște concursuri de badminton și ceea ce vor mai pregăti organizatorii noștri, partenerii noștri de la Cluj, niște jocuri distractive pentru după amiază. Câștigătorii diferitelor concursuri desfășurate în cadrul manifestării au fost răsplătiți de organizatori cu diplome, medalii și tricouri.